Pacienta de 65 de ani a ajuns la spital cu salvarea acum o săptămână. A fost diagnosticată cu insuficiență renală și internată la secția nefrologie a Spitalului Județean de Urgență Craiova. Câteva zile mai târziu, starea ei de sănătate s-a agravat, așa că a fost transferată la terapie intensivă. Aici, susține familia bolnavei, personalul medical ar fi supus-o unor serii de abuzuri. Legată de pat, implorându-mă să o duc acasă, pentru că nu-i se administrează insulina. Asistentele îi vorbesc foarte urât, nu îi se dă tratamentul de inimă care era necesar pentru a trăi. Am întrebat asistenta ce se întâmplă, când am găsit-o legată de picioare, mi s-a răspuns că nu este treaba mea, ci este treaba medicilor să-mi explice ceea ce se întâmplă, având în vedere că oricum nu este niciun medic, sunt invitată să ies afară. Mai mult, rudele bolnavei acuză asistentele medicale că au fost agresive cu ele atunci când au cerut explicații, iar pe secție nu a fost găsit niciun medic care să le spună de ce femeia a fost legată. Se plângea că o dor picioarele. În momentul respectiv am dat pătura la o parte și am observat că picioarele îi sunt legate. I-am desfăcut picioarele instantaneu. În momentul respectiv, soția s-a dus să întrebe de ce este legată și, într-un moment de luciditate, i-am făcut și două fotografii ca să vadă și restul lumii exact cum stau lucrurile, fiind legate așa. Care a fost reacția asistentului? Reacția asistentului a fost una foarte efervescentă. În momentul respectiv, nu a făcut altceva decât să ne împingă afară, să ne spună că ne face plângere că am făcut fotografii în spital, că nu avem dreptul ăsta. Pacienta a murit la câteva ore după ce familia a găsit-o legată de pat. Acum cazul este anchetat atât de polițiști cât și de colegiul de etică. Am cerut astăzi medicului șef de clinică din terapie intensivă ca mâine să se întâlnească cu toți doctorii din terapie intensivă și cu parte dintre asistente să ne spună și să ne dea în scris dacă pacienții pot fi, li se pot face contenție sau nu, există așa ceva să se facă în spitale la ora aceasta. Medici, asistente medicale, pacienți, dar și aparținători. Cu toții vor da explicații în fața unei comisii și vor spune dacă personalul de aici se poartă necorespunzător atât cu pacienții cât și cu rudele acestora. Fata persoanei care a fost internată în spital reclamă mai multe abuzuri comise de personalul medical în ceea ce privește modul de tratare al pacientei. Dacă sunt întrunite elementele constitutive ale vreunei infracțiuni, se vor lua măsuri legale în consecință. Familia pacientei este hotărâtă să sesizeze și Colegiul Medicilor, dar vrea să reclame și la Ministerul Sănătății comportamentul personalului medical de pe secția ATI.